Îndepărtarea de biserică ne duce și la depresie? Pentru că am văzut, din păcate, în ultima perioadă, tot mai multe uh, cazuri de adolescenți care trec prin uh, o formă de depresie. Depresia mm -hmm. nu vom intra, evident, în, în, în subtextul medical al acestei maladii teribile a contemporaneității. Depresia ca stare de dezabuzare, vorbim acum, ca stare de... de de tristețe care ne vizitează mai des, ceea ce nu înseamnă o depresie clinică, din fericire, dar, repet, sub umbrela acestui cuvânt generos, putem să, să vedem mai multe manifestări, inclusiv în rândul tinerilor. Da, pentru că acolo unde lipsește un sens, un scop care să te mobilizeze, o relație concretă cu cineva care îți inspiră profundă încredere, fie la nivel uman fie la nivel transcendent, adică dumnezeiesc, în absența acestui tip de raportare care îți dă realmente un sens în viață și care este, ca să spun așa, în profunzime și în maximă autenticitate, sensul religios. Ce înseamnă sens religios? Să înțelegi că lumea aceasta nu epuizează totul, că ceea ce vedem nu e ultima realitate, că dincolo de Ceea ce simțim cu simțurile se întinde o lume la fel de reală ca aceasta, care e lumea celor nevăzute. Asta o confirmă istoria milenară, care e toată o istorie a umanității profund religioasă. Oamenii care au locuit pe această planetă de la începuturile ei și de la începutul umanității și până astăzi nu s-au putut înșela cu toții în legătură cu o realitate pe care o simțim dacă suntem ceva mai atenți. Așadar, îndepărtarea de religios, îndepărtarea de spațiul bisericii în care poți să găsești lucruri foarte binefăcătoare dacă ești atent la ele, dacă vrei să le descope. Libertatea absolută, credeți-mă, nu este în afara credinței, ci credința include libertatea absolută. Pentru că altfel ar însemna să fim toți foarte fericiți, nepăsându-ne de nimic, sau luând în serios niște cuvinte care ne pun pe gânduri. Spune Dostoevski: Dacă Dumnezeu nu există, o spune un personaj al lui: Totul este permis. Imaginați-vă ce ar însemna ca totul să fie permis în sensul de dezlănțuire a unor porniri ale tuturor fără să mai ținem cont de reperele morale. Deci avem nevoie de repere morale, avem nevoie de un sens profund al vieții care este cel religios și care îi include pe cei pe care îi iubim și pentru care trăim. Avem nevoie de o dimensiune verticală a vieții noastre. Altfel, dacă rămânem doar în orizontală, în banalitate, în cenușiu, ne asfixiem, o vedem cu toții. Toți simțim nevoia să evadăm, toți simțim nevoia de ceva diferit. Ori ceva cu adevărat diferit este ceva care nu e pur omenesc. O spun mari gânditori ai filozofiei, de exemplu Rudolf Otto vorbește, e un evident mare gânditor german, îl definește pe Dumnezeu ca Dasganz andere, cel cu totul altul. Acest cu totul altul decât noi, dar care totuși a venit la noi în lume, care s-a întrupat, care a devenit om, este cel spre care trebuie să ne orientăm privirea, măcar de sărbători. A luat în considerare Biserica Ortodoxă Română, o, poate, o campanie de, pe această temă sensibilă, da, e boala secolului, trebuie să recunoaștem. Vorbiți de depresie? De depresie, exact. Antidotul pe care îl poate oferi Biserica, celor care se confruntă, astăzi spunem, depresie. În istoria gândirii creștine avem un alt termen, achedia sau acedia, care este o stare în care ai impresia că nimic nu are sens, nimic nu are valoare. Și că ești că singur, că de multe ești ori singur, că, și călză. Că nimic nu merită, nimic nu are niciun fel de importanță. Asta ne vizitează uneori pe toți, unii îl numesc uh, în alt fel, alții în alt fel. Se vorbește despre splin, se vorbește despre depresie, se vorbește despre uh, dezabuzare. Putem folosi orice termen. Această acedie, această nepăsare, această uh, retragere a noastră dintr-o luptă care de fapt ne face bine, lupta cu viața, înfruntarea unor lucruri care ne pun pe gânduri sau ne pun uneori la colț, de ce nu? Aceste lucruri, dacă le luăm în serios, ne provoacă prin contactul cu ele un tip de energie de care avem nevoie. Ori această energie cu adevărat binefăcătoare este de natură spirituală. Ori biserica asta poate să ofere. Poate oferi o hrană spirituală. Ce înseamnă hrană spirituală? Sunt cuvintele lui Hristos traduse pentru omul din secolul 21, să deschidem evangheliile, în zilele acestea. Sunt texte mici, scurte, că ne speriem de cele lungi astăzi. Sunt texte ușor de parcurs. Să-l auzim pe Hristos. Ce a spus El în anul 33, ce a spus El la Ierusalim, ce a vorbit El, despre ce a vorbit? E foarte simplu să te cerți tot timpul cu Biserica, să crezi că toți preoții sunt niște uh, oameni. Așa cum sunt percepuții de către unii, simplificarea aceasta prin critică continuă a unor lucruri pe care nu le cunoști, nu doar că nu te onorează, dar te induce într-o eroare. Din potrivă, deschizând o carte, cum este uh, Evanghelia, cum este uh, Biblia, poți găsi acolo lucruri care i-au făcut pe mari oameni ai lumii să o numească Cartea Cărților. N-avem decât de câștigat vorba lui Bles Pascal și a pariului său, ce ar fi să alegem că Dumnezeu există. Dacă nu există, nu pierdem nimic. Dacă există și alegem să credem în El, câștigăm totul. Haideți să ne gândim și așa.